Salutare lume, salută ce cum friți locul în română a jocului Ion. Și nu orice Ion, Ion Free to Play, cel de la Gameforge. Eu am jucat jocul ăsta mai de mult, circa prin 2012, decembrie, noiembrie, cu Cazaro și Sico, sau Cazaro, Razan, cum vreți să vei, nu știu. Am jucat pe serverul ăsta, Nexon. Bine, alegeți să vă unul dintre astea, UK, Anuhar, Termacus, Fatalos, nu știu, care e mai bun? Nu alegeți din astea, că nu cred că știți. Sau poate sunt francez, polonez, german, spaniol, Spania. Eu am doar aici și, na, nu mă simt multe din jocul ăsta, nu știu că de acum 7-8 luni. Am voi crea un caracter nou, vă luat de la început. Da, nu merge Asmodean pentru că eu deja am Helios, ceea ce îmi pare rău, dar... am niște, are faine, dar parcă Helios arată mai bine. Jocul fiind produs de NCSoft, publicat în America tot de NCSoft și în Germania, în Germania asta, în Europa, fiind publicat de Gameforge. Nu știu dacă am făcut setări la grafic, se vede parcă un pic cam prost, nu știu, poate să facă dintr-un joc. Aveți 8 clase. Bineînțeles, aici se vede Templier, Gladiator, Priest, Scout. Asta scout sunt facțiunile și clasele sunt câte două separat. La level 9 o să vă alegeți clasa specifică, cum să vă zic eu. Hai să ne facem un scout. Ce nu vreau un scout? Nici că are freza din, nu zic eu, Final Fantasy, așa. În joc, asta o să fie gearul care o să-l puteți voi în joc. Bine, să vedem acum, ce puțin la început, sau ăsta, dacă n-aveți, n-am. Și cum să vă zic eu, jocul are o... o creare a caracterului foarte, foarte, foarte avansat, adică... Să vă zic eu, orice cred că ar fi fain. Nu mi-a plăcut ăla. Ia, să vedem, să uităm la ceva random. Nu, nu. So fucking strange. De obicei, pentru începători care habar n-au ce să aleagă, să-și ia ceva, nu știu, simplu, de random, și după aia modific el un pic cum vrei. Uite, de exemplu, noi luăm pe tipul ăsta. Mergi, perfect. Dacă i-aș face body mai... Nu, large, atletic. Da, no. Round, gras. Asta e ce mai amuzant. V-am zis, puteți să faceți orice în jocul ăsta, fiind considerat cel mai bun joc pentru crearea caracterului. Adevărat perfect world-ul la faza care a fost. Mă rog, mergem pe... Deci large, mergem pe athletic. Because he's athletic. N-a să cam ciudat. Hai să mai dăm câteva randomuri. Oh, ok. Nu mă refer la body, la face, mă. Așa. Ok, da. Asta arată ca un clown. Dacă n-ar avea barba, aș merge cu asta. Dacă n-ar avea barba. Bine, n-ar să riscut barba. Asta? Nea. Ok, gata. Cred că am cam înțeles lumea. Ce puteți să faceți aici? Aveți multe, de vreo 47, nu știu câte fețe aveți. Mă încuroază oricum. Rămânem cu... Duru? Nu, nu, nu. Ok, gata. Rămânem cu fătălăul ăsta. Nu fătălăul. Ăsta... Bă, vreau și eu pe fază normală. Merge asta. Dacă n-avea buzele astea, era perfect. Ok, cred că v-am cam sucit. Hai să alegem un nume și îl lăsăm pe... asta. Arată ciudat, dar merge. Zanu deja este ales. Pune și noi un nume... Rido. Este deja. Rono... Naaa... Zic eu... Inferno, nu știu... Evil Star... Nu merge să pun capsule, ok.
Punem zarna cu degete. Ok. A, căcat, am uitat să-l fac atletic, cred că. Sau ba, da, atletic. Bun. Start. Puh, ok. Hai că pune asta aici. 20... Nu mai simt nici eu, cred că dacă stau să-mi duc în timp. 9 secunde să trecem de partea asta. Da, și cam asta e, am intrat în joc, am dat skip de partea aia ca să nu vedeți, în primul rând, nu Press știu. the spacebar Aveți aici un press the tutorial. scroll the Și mouse cu voce și cu click toate. the mouse Da. check the basic info check Nu. W să dă, știți cu toți, space, afară, gata, am rezumat eu. a fost tot, nu. Prima misiune o luați, bineînțeles, de la tipul ăsta, cum am mai zis, sunt 8 clase, 4 facțiuni. Dintre care la level 9 puteți să le separați și la level 9 primiți și camerele. Aici aveți misiunea în dreapta sus, meniul e destul de simplu, nu știu la cât am set. Tările. Bine, n-am mai jucat de mult jocul ăsta. Caracter, auto, sunt pe undeva pe la mediu, nu sunt high, deci merge, n-am lag. Cred că n-am lag. Ce trebuie să fac? Find Myers. Trebuie Myers. Jocul este cam gol la ora asta, bineînțeles, e târziu, nu știu, nu zic ce ore e, nu știu dacă scrie undeva ora. Parcă aici scrie ora. Ups! Nu mai cădează. Dați voi pauză dacă e. Nu s-a aflat și voi la ce oră făceam videoclipul. Ok. Jocul are maxim acum vreo 60 nivele, într-un update vor fi 65. Oricum, jocul este implementat update-ul, restricțiuni la viață. Vă recomand să jucați... Am uitat că trebuie să vânez de așa. Să vânez de la început... To use an attack... Ăsta... When face... America. Dacă aveți cu cine... Dacă nu cunoașteți pe nimeni și nu aveți de gând să jucați cu nimeni, să fiți solo. Să intrați într-o guildă americană, nu știu, ceva acolo. Și na. Intrați pe la american de la NCSoft. Dacă nu aveți de gând să jucați cu niște prieteni sau... Cum să zic eu, faceți o guildă sau... Click. Jucați cu încă 2-3, cum am jucat eu cu Sico și cu Cazoră, vă recomand GameForge pentru că se potrivește ora serverului. Chestiile astea o să vă durească mai târziu la misiuni, deci vă recomand să le luați, adică poți să dea o experiență frumușică pentru misiuni. Misiunile din joc sunt decât interesante. Ups, am apăsat pe Q. Nu mai țin aminte pe ce buton erau misiunile, inventarul, caracterul. Ok. Skillele... Ai, așa, J. Asta ca să vă bifați misiunea. Asta am vrut să vă arăt. Am un cuțitaș, am un cuțitaș și îl bag în tine și ești mort. Și acum trebuie să ne întoarcem la mas. Nu mai știu pe ce, pe X scoți arma și pe X o bagi. Îmi place cum se teleportează. Aveți și aici, să zic eu. Să schimbați arma pe unde este ăsta care le nevește aici. Și pe ăsta stă jos. Aveți o groază de emoticane în jocul ăsta. Dar nu mai știu pe ce buton erau. Aaa, serios. Stai, dacă dați la capa emoticone aici. Nu mai ținute butonul, dar știu că este o groază. De exemplu... Și eu, na. Acțiuni, am bani, ce erau ale acțiuni. Hai mă... Încerc să fac freeze lucrul ăsta cât mai scurt și la obiect, pentru că eu știu că este un joc mare. Aripi. Și na. Ar fi fost frumos dacă săream de la partea cu... ăsta... Bring the crew, se gândește. Mai ales. O să zic eu cu... ăsta, după ce ți alegi clasa. Restul misiunilor sunt cam, na, normale, obișnuite, abia de la level 9 o să simți că trăiești jocul sau cum să vă explic mai bine. Bring, take your rub, stack mines. Ok, ce trebuie să fac la misiunea asta?
Dar de ce n-apăs pe capa? Nu pe capa, pe G. Gain the dips. Bring the cherub mind stakes. Trebuie să căutăm saci de porumb. Ok. Și nu uitați că trebuie în zona asta. Unde erau, mă? Sunt singurul la ora asta. Cred că i-am văzut. Sau nu? Acolo ar trebui să fie. Dacă nu stă acolo, uci pe cineva. Da, uite. Nu, nu merge. Uite. Sper să vă ajute unii la început, că da, și pentru mine a fost bizară chestia asta cu Kirbine sac. Vreau că ne-am găsit și sunt vreo grămajoare mare. Găsit doar sătulețele astea mici. Luați și... da, mercenarii se bate cu gherub și voi doar culegeți. Așa aveți grijă când faceți chestiunea că s-ar putea, cum să zic eu, să vă duc în eroare. S-ar putea să nu fie niciun dăsta aici, nu mai știu spawnurile așa bine. Unde era Myers? Uitați aici aveți pe minimap. Cineva chiar joacă la ora asta și este un alt gâs de fără. Aici o să aveți energia pentru a... da, jocul ăsta are, dar are o singură chestie urâtă, că poți să zbori doar un minut. Și nu în toate zonele, doar în oraș. Când ești pe aici pe sus și ești pe o pastie, apeși space și na, zbori în cătunare ca să nu mori, ceva de genul. Cherubs, I'll bring it on my way. Reportul Polinia. Măcar să ajungem și noi la orașul următor. Ne facem vreo misiune opțională? Nee. Nu știu ce face asta, asta parcă îmi dădea viteză. Can dodge, nu o să dodge, loot. Deci, astea sunt o fel de poțiile de joc. În jocul vreți să avea puțin. Dacă vreți din nou PvP, vă recomand jocul ăsta. Este un joc awesome, îl recomand tuturor. Cu echipă Europa, cu echipă America. Pentru că în Europa îți va trebui un card care trebuie să-l cumperi cu bani în joc. Bine, poți să-l cumperi cu bani în joc sau de pe telefon să-l cumperi, na? Și mai bine îl cumperi pe ăla de joc și o să trebuie să joci mult ca să faci rost de banii aia. Și da, să zic, mai bine cu prietenii, dacă vrei să joci pe America. Așa, na, te plizisești, te mai ține la vorbă. What the... ok! Am găsit un bug. O secundă. Bun, am revenit, am trecut de minibug-ul, am folosit teleporterul. Nu mi s-a întâmplat asta până acum. Asta e istoria. Asta mereu să faceți chestia asta galbenă, că asta e istoria. Să vă luați chestiile astea de la început, o să vedea, cum să zic, bifați chestiile astea și la fiecare, nu știu dacă nivel. Dar zic așa că e idee. Move, nu, încă nu selectăm. Mergem să terminăm misiunea și după aia începem istoria. O groază de chestia tutoriale, groază tutorialul. E bine să facem misiunile astea ca să nu mai, nu știu, să nu mai citeți așa mulți moști, că dacă sunteți în grup și jucați pe jocul de la Gameforge, cum să vă zic eu, o să că v-am trebuiască și, na, acela un nivel vă trebuie 6, de asta zic. Mai în viitorul joc e bine să faceți misiunile ca să fiți level mare. Jocul vă zice level 6, dar de fapt e mai bun un 7. Bun, să vedem ce fac astea, învață, deci, na, vă ajută mult jocul în început. E și voce. Iubesc să dau close când se aude voce. Bun. Sper că v-a ajutat pe mulți până acum, nu știu, partea cu săculețe. La partea mea să citim întotdeauna. Iar jocul va avea un fel de mini cinematici. Cinematice, pardon, care va trebui să salveze niște porcușori. Da, sunt niște porci, nu câini. Grași. Câini grași, după părerea mea. Eu. Nu simt că... job, what job? I'm listening. Este că m-am dus un pic în față să nu la lor. The fat smell throne. Ok. Ar trebui să mă duc să-mi iau niște skill-e noi, dar mă rog.
Merge la final și vă arăt și faza cu skill-urile și cam atât o să fie din principiu. Jocul nu e complicat, recomand tuturor care ne merge. Adică, na, e un joc apărut în 2008. Cui să nu-i meargă? Nu mă știu pe ce lai rapid. Că tot am văzut. Ăștia sunt banii din joc. Faceți cât mai mult să se vă trăiască. O să aveți la banchier să vedea cât mai mult. Loc în inventar. Poți să vezi rească bani, să faceți misiuni. E amuzant așa, pentru că chiar merge faza cu Doge și asta mi se pare un pic realistic. Ok, nu muri, nu muri, durule. Oh, la fix. Folosim Badge of Hell. Hai mu. Da, iar o să mă lungesc, zisesem că fac iar 20 de minute un videoclip, dar nu cred că asta va avea mai mult. Ăla nu era Smallhorn? Caca. Am ucis din greșeală la altceva ce nu trebuia. Acum atât de ce am murit mai greu. Era un Wandering sau un Big... Nu știu ce. Parcă m-au ucis mai dur la nivelul ăsta. Asta obișnuit cu skill-e și vrăji. Cam să mă vezi poțiunile astea. Adică... Badge. Prima poțiune! Da. Probabil asta vă readuce de, nu știu, un joc vechi, habar n-am, poțiuni din joc. Cum ține undeva? Cât unul sau... Cât îl și alt sunt aici, apropo. Teleport, pentru skill, mai mergem, mai ucidem doi de ăștia, predăm misiune și după aia mergem în oraș. În oraș fiind aici. După aia veți explora până aici, vor fi un mini oraș, mergeți pe aici și pe aici și după aia o să plecați. Trebuie să faceți level 9, voi că mai mult ca sigur că la level 9 plecați de aici. Level up, și armură, dar avem nevoie de level 4 să putem. Ce păcat. Ați văzut că s-a schimbat culoarea la monștri cum am făcut level mai mare. Este un joc clasic și original și cred că o să le placă tuturor care să încerce. N-aveți ce pierde dacă nu încercați sau dacă chiar nu mai aveți ce să faceți. Skill. Bun. Hai să predăm. Nu o să mergem să continuăm misiunea. Asta vă lăsăm pe voi pe data viitoare. Pe data viitoare, pe când veți juca. Nu uitați să colectați chestiile astea, credeți-mă. O să aveți o misiune în care, na, mai multe în care vă da experiență. QA. Ah, și încă ceva. Nu o să-mi te gândesc asta, Ion mai protect, poate n-ați auzit, dar... Ion, adică numele jocului este numele unui zeu care creează lumea și s-au răzvrătit ăștia asmodieni cu el, etc, bla bla, sau nu mai știu cum era povestea. Știu că asmodienii și cu el o să bade secole și că tu, oricum o să intri în PvP, asmodieni versus Elio sau dueluri. Sau oriuri de alianță sau instanță. Da. Asta o să fie bun dacă o las, vă zic de pe acolo. Să ucidem un găinușă. Gata. Scout Trainer! Zarnot. Hai, boss. A new skill. Let's go. Buy skill manual. Surprise attack. De aici vă cumpărați toate vrăjile care să le aveți. Bine, nu de aici. O să aveți, să zic eu, ăsta... NPC-ul special în următorul oraș, în Sanctum Capitală. Am pus atent. Pentru cei care o să știe. Sunt obișnuit cu B-ul și na. Alte chestii de aici. Kappa, surprise attack. Și dacă vreți să vă testați și skillele, warrior, na, care o să fie, o să fie mult warrior. 6.
bag un pumn al minimum. Bine, se vede diferit cu fiecare armă, și are damage diferit cu fiecare armă. Și jocul poate să aibă și combo. Vă recomand, faceți-vă ce vreți voi, magicien, habar n-am, healer, summoner, există cheamă niște chestii interesante. V-am mai zis unde eram. Asta este mapa interior, Elysia, Abyssul, Asmodian. Jocul va... să nu vă lăsați de el, vă zic de pe acum. Să... dacă vreți să vedeți cum e jocul, vă sfătuiesc să jucați până la nivel 25. De la 25 va începe să devină interesant. Și asta va fi capitala. Vă zic de pe acum, skill-urile o să le învățați de aici, parcă, sau pe aici, pe undeva. Nu știu, cred că asta. Și pe la, până la nivel 20, 25 sau 30. De la 30 sau 25 începeți pe aici. Să învățați skill-urile. Sper că v-am ajutat cu acest Swiss look în română. Încercați jocul, nu știu, poate o să joc și eu dacă are cineva care o trebuie de nevoie mare să mă ajute. Să mai joc, nu știu, nu mai am cu cine să mai joc. Ne-am cam plictisit să te joc. Am jucat mult timp. Ce pot să mai zic? Like, subscribe, coment. Până pe atunci. Nu știu. Poate vă face un gameplay data viitoare. Urmă că prea multe frizi lucruri strică, nu-i așa? Și așa. Nu uitați de like, subscribe, coment. Ce sponsorizați. Pe data viitoare. Salut!